Joi, pe drumul național Câmpul Lung Curtea de Argeș, conducătorul unui camion nu a adaptat viteza într-o curbă și, necunoscând traseul, a pierdut controlul autovehiculului, răsturnându-se într-un șanț. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la poliția rutieră și o ambulanță care a preluat șoferul, transportându-l la Spitalul Municipal Câmpul Lung. O luați afară, auzi! Poliția a făcut cercetări și urmează să stabilească cu exactitate cauzele producerii accidentului.